Povestea generației de aur a României fotbalistice, echipa de excepție care ne-a dus în sferturi la Campionatul Mondial din 1994, a fost prezentată pe marele ecran miercuri de la ora 19.30 la Cinema City, Iulius Molti Mișoara. Hagi, Popescu, Dumitrescu și coechipierii lor își spun povestea așa cum nu au mai spus-o niciodată și sunt actori în propriile lor roluri. Cei prezenți au putut retrăi momente din urmă cu 30 de ani în care fotbalul românesc era la un alt nivel iar unitatea dintre echipa națională și suporteri se traducea în ieșiri în stradă cu miile până la orele dimineții. Țin minte perfect toate momentele, mi-aș dori ca și băieții care sunt în sală și mai ales jucătorii mei care sunt prezenți aici să aprofundeze puțin subiectul că am văzut că mulți sunt un pic deficitari, dar cred că trebuie să ne cunoaștem istoria, să știm că am avut odată valori foarte mari și să, să fim mândri de asta și să încercăm și noi, nu știu peste cât timp, să ajungem măcar la un sfert din performanțele lor. Roti a fost un idol încă din anii 90, chiar i-am spus că îl urmăream când juca la Steaua și erau memorabile derbiurile Steaua Dinamo. Roti a făcut istorie, suntem mândri că-l avem în club, că-l avem aici și cred că trebuie să-l -apre să apreciem puțin mai mult. Filmul Hai România, povestea generației de aur, va începe să ruleze în cinematografe începând cu data de 1 martie.